De la calculator, direct pe motor, un informatician face spectacol la cursele de motocross. Zacharias lucrează în programare ca să poată merge la cursele de motocross. Când nu e la birou, bărbatul participă cu motocicleta la competiții. Șeful tău nu e speriat când știe că mergi la curse? Fix vinerea aceasta m-a rugat să lucrez în weekendul acesta. I-am zis că nu pot din cauza că am o cursă și m-a rugat frumos să nu cumva să-mi rup ceva ca să pot să lucrez și în continuare. Dar mă susține. El a intrat în competiții la 11 ani, când a primit cadou o motocicletă. Părinții au vândut motocicleta ca să-și construiască o casă, dar școala i-a salvat pasiunea. A făcut bani din informatică și s-a urcat din nou pe motor. A fost o decizie foarte grea în viața mea, dar totuși a meritat. Acum trăim într-o casă foarte frumoasă, am și pasiune și câștig bani suficient ca să pot să practic acest sport încât totul să fie ok.